Bună seara, dragii mei copilași! Eu sunt Andreea, iar în această seară o să vă citesc o poveste scrisă de Ion Creangă, povestea lui Harapalb. Amu, cică era odată într-o țară un crai care avea 3 feciori și craiul acela mai avea un frate mai mare, care era împărat într-o altă țară mai îndepărtată. Și împăratul, fratele craiului, se numea Verde Împărat. Și împăratul Verde nu avea feciori, ci numai fete. Mulți ani trecuseră la mijloc, de când acest frat nu mai avuseră prilej a se întâlni amândoi. Iar verii, adică feciorii craiului și fetele împăratului, nu se văzuseră niciodată, de când erau ei. Și așa veni împrejurarea de nici împăratul Verde nu cunoștea nepoții săi, nici craiul nepoatele sale, pentru că țara în care împărățea fratele cel mai mare era tocmai la o margine a pământului și crăia istuilalt la altă margină. Și apoi, pe vremile acele, mai toate țările erau bântuite de războaie grozave, drumurile pe ape și pe uscat erau puțin cunoscute și foarte încurcate și de aceea nu se putea călători așa de ușor și fără primejdii ca în ziua de astăzi. Și cine apuca se duce pe atunci într-o parte a lumii, adeseori dus rămânea până la moarte. Dar ia să nu ne depărtăm cu vorba și să începa de până firul poveștii. Amuci că împăratul acela, aproape de bătrânețe, căzând la zăcare, a scris carte frăține său, craiului, să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți ca să-l lase împărat în locul său după moartea sa. Craiul, primind cartea, îndată chemă tus 3 feciorii înaintea sa și le zice: „Ia ca ce-mi scrie frate-miu și moșul vostru. Care dintre voi se simte destoinic a împărăți peste o țară așa de mare și bogată ca aceea, are voie din partea mea să se ducă, ca să împlinească voința cea mai de pe urmă a moșului vostru.” Atunci, feciorul cel mai mare e îndrăzneală și zice: „Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste, pentru că sunt cel mai mare dintre frați. De aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primineală, arme și cal de călărie, ca să și pornesc fără zăbavă.” „Bine, dragul tatei, dacă te bizuiești că-i putea răzbate până acolo și crezi că ești în stare a cârmui și pe alții, alegeți un cal din herghelie, care ai vrea tu, ieți bani cât ți-or trebui, haine care ți-or plăcea, arme care crede că-ți vin la socoteală și mergi cu bine, fătul meu.” Atunci feciorul craiului își ia cele trebuitoare, sărută mâna tatânei său, primind carte de la dânsul către împăratul, zice rămas bun fraților săi și apoi încălecă și pornește cu bucurie spre împărăție. Craiul însă, vrând să-l ispitească, tace molcum și pe înserate se îmbracă pe ascuns într-o piele de urs, apoi încălecă pe cal, iese înaintea feciorului său pe altă cale și se bagă sub un pod. Și când se treacă fiul său pe acolo, numai iaca la capătul podului îl și întâmpină un urs mornăind. Atunci calul fiului de crai începe a sări în două picioare, fărăind și cât pe ce să izbească pe stăpânul său. Și fiul craiului, nemai putând struni calul și neîndrăznind a mai merge înainte, se întoarnă rușinat înapoi la tatu' său. Până să ajungă el, craiul de pe altă parte și ajunsese acasă, dăduse drumul calului, îndosise pielea cea de urs și așteptă acum să vie feciorul său. Și numai iaca îl și vede vind repede, dar nu așa după cum se dusese. „Dar ce ai uitat, dragul tatei, de te-ai întors înapoi?” zise craiul cu mirare. „Aista nu-i semn bun, după cât știu eu.” „De uitat, n-am uitat nimic, tată, dar ia, prin dreptul unui pod mi-a ieșit înainte un urs grozav, care m-a vârât în toți părieții și cu mare ce, scăpând din labele lui, am găsit cu cale să mă întorc la dumneata acasă, decât să fiu prada fiarelor sălbatice. Și de acum înainte, ducă-se din partea mea cine știe, că mie unuia nu-mi trebuie nici împărăție, nici nimica. Doar n-am a trăi cât lumea, ca să moștenesc pământul.” „Despre aceasta bine ai chitit-o, dragul tatei, se vede lucru că nici tu nu ești de împărat, nici împărăția pentru tine. Și decât să încurci numai așa lumea, mai bine să șezi deoparte, cum zici, căci mila Domnului. Iac de-ar fi, broaște sunt destule. Numai aș vrea să știu, cum rămâne cu moșul tău?” „Așa-i că ne-am încurcat în slăbăciune?” „Tată”, zise atunci feciorul cel mijlociu, „să mă duc eu dacă vrei.”
Ai toată voia de la mine, fătul meu, dar mare lucru să fie, de nu ți s-or tăie și ție cărările. Mai știi păcatul, poate să-ți iasă înainte vreun iepure ceva și popâc. M-ai trezi cu tine acasă, ca și cu frate tu. Și apoi, atunci rușinea ta n-a fi proastă. Dar dă cearcă și tu să vezi cum ți-a slujit norocul. Vorba aceea, fiecare pentru sine croitor de pâine. De izbuti, bine de bine, iar de nu au mai pățit și alți voinici ca tine. Atunci, feciorul cel mijlociu, pregătindu-și cele trebuitoare și primind și el carte din mâna tatălui său, către împăratul, își ia ziua bună de la fraș și a doua zi pornește și el. Și merge și merge până ce noptează bine și când prin dreptul podului numai ia ca și ursul, mor, mor, mor. Calul fiului de crai începe atunci a fărăi, a sări în două picioare și a da înapoi. Și fiul craiului, văzând că nu-i lucru de șagă, se lasă și el de împărăție și cu rușinea lui se întoarce acasă înapoi la tatăl său. Craiul, cum îl vede, zice: ei, dragul tatei, așa-i că s-a împlinit vorba aceea? Apără-mă de găini, că de câini nu mă tem. Ce fel de vorbă e asta, tată? Zise fiul său rușinat. La dumneata urșii se cheamă găini? Ba ia, acum cred eu, frăține meu, că așa urs oștirea întreagă este în stare să o zdrumice. Încă mă mir cum am scăpat cu viață, lehamite și de împărăție și de tot, că doar slavă Domnului am ce mânca la casa dumitale. Ce mânca văd eu bine că ai, despre asta nu e vorbă, fătul meu, zise craiul posomorât. Dar ia spuneți-mi, rușinea unde o puneți? Din trei feciori câți are tata, niciunul să nu fie bun de nimica? Apoi, drept să vă spun că atunci degeaba mai stricați mâncarea, dragii mei. Să umblați numai așa frunza frăsinelui toată viața voastră și să vă lăudați că sunteți feciori de crai, asta nu miroase a nas de om. Cum văd eu, frate meu, se poate culca pe o ureche din partea voastră. La sfântul așteaptă, s-a împlinit dorința lui. Halal de nepoți ce are, vorba aceea. La plăcinte înainte și la război înapoi. Fiul craiului cel mai mic, văzându-se atunci roș cum îi gotca, iese afară în grădină și începe a plânge în inima sa, lovit fiind în adâncul sufletului de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său. Și cum sta el pe gânduri și nu se dumirea ce să facă pentru a scăpa de rușine, numai ea ca se trezește dinaintea lui cu o babă gârbovă de bătrânețe care umbla după milostenie. Dar ce stai așa pe gânduri, luminate crăișor, zise baba? Alungă mâhnirea din inima ta, căci norocul îți râde din toate părțile și nu ai de ce să fii supărat. Ia mai bine miluiește baba cu ceva. Ia lasă-mă încolo, mătușă, nu mă supăra, zise fiul craiului, acum am altele pe capul meu. Fecior de crai, vedeata și împărat, spune babei ce te chinuiește, că de unde știi, poate să-ți ajute și ea ceva. Mătușă, știi ce? Una-i una și două-s mai multe. Lasă-mă în pace, că nu-mi văd lumea înaintea ochilor de năcaz. Luminate, crăișor, să nu bănuiești, dar nu te iuți așa de tare, că nu știi de unde-ți poate veni ajutor.